Emilia Șercan, jurnalista care a făcut o serie de dezvăluiri despre plagiate, inclusiv în cazul premierului Nicolae Ciuc, a fost nominalizată la premiul de jurnalism de investigație. Emilia Șercan, cunoscută pentru investigațiile sale privind plagiatele tezelor de doctorat, a fost nominalizată alături de alți doi jurnaliști la premiile All for Young. Am fost nominalizată la premiul de jurnalism de investigație All for Jan, premiul care onorează munca și moștenirea lui Ian Cuciac, tânărul jurnalist de investigație slovac ucis în 2018, redus pentru totdeauna la tăcere din cauza investigațiilor publicate deja și a celor la care lucra. Articolul pentru care am primit nominalizarea este cel despre teza de doctorat plagiată a premierului Nicolae Ciucă, publicat pe Press One în ianuarie 2022. După acel articol, a pornit operațiunea de compromat împotriva mea pe care, un an mai târziu, parchetul refuză prin inacțiune să o investigheze, a declarat Emilia Șercan. Jurnalista Emilia Șercan a analizat în urmă cu un an teza premierului Nicolae Ciucă și a constatat că lucrarea în baza căreia acesta a devenit doctor în științe în 2003, include conținut plagiat în cel puțin 42 de pagini, din totalul de 138. În replică pentru publicația Presuan, Nicolae Ciucă a susținut că teza sa de doctorat a fost întocmită în concordanță cu cerințele legale existente în momentul respectiv. Jurnalista a spus că, în timpul procesului de documentare, n-a avut permisiunea să fotografieze sau să fotocopieze teza premierului pe care a consultat-o la Biblioteca Națională.